Salut și bine venit! În acest car vlog o să discutăm o problemă mai des întâlnită sau mai puțin întâlnită pe unele mașini. Aceasta se referă la simptomele regulatorului de presiune combustibil defect, diesel sau benzină, indiferent că este motor pe benzină sau diesel. Această problemă poate să apară. Regulatorul de presiune este cunoscut de mulți mecanici ca și sub de presiune iar asta asigură un grad ridicat de ridicarea a performanței mașinii și stabilește un consum de combustibil în cote optime. Stabilite de constructor mașinii. Simptomele care duc la defectarea regulatorului de presiune combustibil sunt următoarele. Poți să iei un pic și o foaie să le notezi pentru a le ține bine minte. Motorul funcționează instabil, mașina se zmucește în timpul mersului, merge în șuturi, motorul pornește greu sau deloc, mașina accelerează lent la turație mare, motorul se oprește la mersul în gol, puterea motorului scade, fum închis la culoare pe eșapament, acest simptom nu este întâlnit doar la defectarea regulatorului, ci și în alte situații, cum ar fi carburator defect, injectoare uzate, filtre de aer înfundate. Creșterea consumului de carburant, când regulatorul merge prost, motorul este nevoit să depună efort suplimentar pentru a deplasa mașina. Probleme la accelerare și decelerare. Dacă regulatorul este cu adevărat defect, durația motorului nu trece de 2000 de ture sau maxim 3000 de ture, existând un amestec incorrect între aer și combustibil. Prin acumularea de exces a carburantului se va produce un efect de reducere a vitezei. Fapt ce face ca mașina să meargă ca melcul versus perioada dinainte defectării regulatorului. Poate să mai fie și pierde de combustibil atunci când regulatorul este echipat cu garnituri ce se pot uza în timp, defecțiunea se remediază rapid pentru că altfel există un risc ridicat de incendiu. Zgomote la nivelul pompei de combustibil atunci când pui contactul să pornești mașina, o să auzi niște zgomote suspecte înainte de a-i da cheie de a o porni. Asta este un semn, un simptom destul de clar. Cel mai frecvente cauze ale defectării regulatorului de presiune sunt expirarea termenului de valabilitate. Fiecare piesă are un anumit termen de valabilitate cât rezistă acea piesă. Combustibil de calitate proastă, îmbăxirea filtrului de combustibil, montarea incorrectă a regulatorului. Dacă s-a încercat o reparație la domiciliu sau la un mecanic ce învață meserie pe mașina ta. Dacă aceste informații ți-au fost de folos și de ajutor, vezi și alte clipuri de pe acest canal și nu ne supărăm dacă ne lași un comentariu și o să vezi și alte clipuri de pe acest canal. Toate cele bune pe curând.